În cazul în care sunteți curioși, dacă angajatorul dumneavoastră vă plătește cotizațiile la pensii, puteți să verificați online toate acestea. Informațiile care vă interesează se găsesc pe site-ul Casei Județene de Pensii. Acolo puteți vedea dacă angajatorul plătește cotizațiile obligatorii și dacă viitorul privind pensionarea nu este în pericol. Pentru a afla aceste detalii este necesară crearea unui cont pe site-ul Casei Județene de Pensii. Se accesează site-ul nostru cgpmh.ro și avem mai multe am venit în sprijinul cetățenilor cu mai multe facilități, ca să zic așa, verificarea stadiului dosarului, programare online, depunerea documentelor online, crearea contului online, și aș vrea să observe cetățenii că este foarte simplu. Casa Județeană de Pensii interacționează cu mehedințenii și online pentru a evita aglomerația și cozile imense, mai ales pe timp de vară. Reprezentanții Casei Județeană de Pensii îi îndeamnă pe cei interesați să-și prelucreze informațiile și online. În felul acesta putem face programare strict la biroul unde avem nevoie, fără a fi nevoiți să stăm la coadă. Primul rând, se evită aglomerația și în al doilea rând sunt toate datele stocate electronic. Sunt informații referitoare la stadiul de cotizare realizat, precum și data pensionării. Iar pentru acele persoane care au carnetul de muncă scanat, sunt toate informațiile electronice. Lună de lună, fiecare asigurat poate să observe dacă angajatorul a depus declarațiile sau dacă sunt anumite probleme. Deci eu recomand ca pe viitor fiecare cetățean să opteze pentru acest cont. Oamenii pot afla și stadiul în care se află dosarul de pensie depus cu ceva timp în urmă, dacă mai sunt necesare acte ce trebuie adăugate și dacă dosarul a fost prelucrat. Programarea online se poate face accesând site-ul www.cgpmh.ro la secțiunea Programare online. După ce accesăm programarea online, putem să selectăm serviciul pentru care dorim. Documente, depunere documente, depunere contractă de asigurare, ajutoare de deces, pentru simulare. Am venit în sprijinul cetățenilor pentru a evita aglomerația de la ghișeele casei de pensii, creând secțiunea de programare online. Cetățenii se pot programa online pentru depunerea documentelor de înscriere la pensie, pentru depunerea unei cereri de recalculare, pentru acordarea ajutoarelor de deces, în vederea efectuării unei simulări pentru a vedea dacă îndeplinesc condițiile de pensionare, cât și alte servicii. Mai mult, au posibilitatea să verifice stadiul de unei cereri de înscriere la pensie sau unei cereri de recalculare, accesând tot site-ul CGPMH și verificând stadiul dosarului de pensionare. Site-ul pe care trebuie să-l accesați este cel al Casei Județene de Pensii, iar pentru crearea unui cont sunt necesare datele personale.